Bună ziua, bine v-am regăsit! Ne-am propus să discutăm în minutele următoare despre sexualitate, cum influențează ea deciziile de viață. Am pornit pe acest subiect de la un curs pe care invitata noastră, doamna Iolanda Gheorgheu, terapeut, l-a inițiat în această perioadă și ne-am dorit să aflăm mai multe date, pentru că așa, uitându-ne doar la titlu, pare oarecum cu o mică legătură din punctul unora de vedere. Și tocmai de aceea vreau să pornim de la discuția de la de ce? Care este legătura între sexualitate și deciziile din viață pe care fiecare dintre noi le ia? Bună seara, în primul rând, și celor care urmăresc acum această emisiune, aș vrea să rog să nu aibă așteptări de un anumit tip. Să lase pur și simplu să vină informațiile fără să se aștepte la ceva anume. Pentru că titlul sau ceea ce pare că transmite e legătură între sexualitate și decizii, în perspectiva mea, reprezintă doar vârful icebergului. Asta este finalul. Dar până acolo, în spate, sunt foarte multe etape de viață și sunt foarte multe legături și multe expresii ale noastre până când ajungem să simțim, să realizăm. Uneori putem pleca din viața asta și nu realizăm că multe din deciziile noastre au avut la bază niște prejudecăți, niște credințe care erau ale noastre sau nu. Că de aici, credințele, că dacă era credința mea, a mea personal, nu cu un bagaj de informații sau de chestii pe care le-am preluat prin educație sau din familie, e o treabă. Dacă n-am reușit să mă detașez de ele și să-mi croiesc eu propriile mele credințe, propriile mele, ce vreți, propriul drum, da? Fără acel bagaj care în esență... În perspectiva mea, credința reprezintă experiența altcuiva. Când vorbesc de experiența mea, este experiența mea, este concluzia mea asupra unei situații de viață. Și când credința... spun de credință, este vorba de ceea ce am preluat, și conștient sau tabu. Inconștient. Este credință. Poți să pornim, nu știu, de la credința într-o religie, dar hai să nu deschidem un subiect, să deranjăm sau să fie foarte sensibil. Dar este foarte reprezentativ. Deci, o credință. Cred, n-am experimentat eu. Doar cred. Deci asta înseamnă că am preluat de la cineva. Ok. Bun. Ne-am lămurit. Și atunci, pornind de la, chiar de la această idee, este necesar să se știe că aceste credințe, aceste programe mentale, noi le avem cu noi încă de când suntem în cele 9 luni în burtă la mama, din momentul concepției și până când am ieșit în această lume. Pentru că acolo se regăsesc. S-a mai spus și altă dată, inclusiv eu am spus la alte emisiuni, acolo sunt preluate de către viitorul copil ideile, durerile, spaimele, grijile, supărările, tot ce furile, trăiește mama, tot ce simte mama, tot ce simte soțul, tot ce simte dacă stă în familia cu viitorul copil sau, nu știu, cu o familie extinsă, cu o familie de socri sau undeva cu alte persoane, tot ceea ce se întâmplă, cu tot ce vine mama de la serviciu, cu ce trăiește mama la serviciu, că poate este foarte supărată, poate se simte nedreptățită, nemulțumită. Toate acele trăiri, pentru că n-are unde să le dea, le internalizează și ele toate trec direct, cu minte, către viitorul copil. Și uite așa noi ne venim pe lumea asta cu un bagaj foarte bogat de lucruri și frumoase, dar și mai puțin frumoase. Pe de altă parte, este foarte important bagajul din punct de vedere al informației despre sexualitate pe care l-a avut în momentul concepției mama, viitoarea mamă, și partenerul. Poate nu sunt căsătoriți,
Poate ea a făcut în ciudă, considerat în ciudă părinților și a plecat cu bărbatul pe care considera că îl iubește și reprezintă bărbatul vieții ei și a mers mai departe cu el. Sau poate a dus pe nume, să nu uităm că mai există și un alt exemplu din nefericire destul de des întâlnit, când mama decide să păstreze un copil chiar dacă nu-și consultă partenerul sau dacă acel partener nu este de acord. Fie că își dorește copilul, fie că prin asta înțelege că îl ține lângă ea pe viitorul tătic. Este și acesta un aspect extrem de important. Bun, este, care... și numai puțin, pentru că tot l-ai adus în discuție, acest aspect poate influența fantastic de mult viitoarea atitudine în ceea ce privește relația de cuplu acelui copil care a fost conceput, având la bază asemenea idei ale mamei. Pentru că este limpede această idee, această percepție a ei despre viață, o va hrăni în cele 9 luni de sarcină. Și ulterior. O va întări. Și ulterior. Considerând și bucurându-se că există și că merge sarcina și va sta și va face și va reuși și îl va obliga și va ajunge, nu știu, la cutare moștenire sau în cutare familie sau... orice. Dar asta se vor transmite către copil ca informație la nivel subtil, energetic, de compromis, de a se folosi de sexualitate, de a manevra și a manipula pe cel de lângă el prin intermediul sexualității. Deci dintr-o planificare, dintr-un control efectiv, calcul la rece. Ne influențează deciziile de viață o asemenea atitudine față de sexualitate? Ne influențează. Nu știm de unde ni se trage? Nu știm. O întâlnim, așa cum ai spus, în viața de zi cu zi? O întâlnim. Și nu neapărat acum la generația de 20-30 de ani și la generația de vârsta mea, 50-60 de ani. Da, de când știm, există și această mentalitate. Deci, această modalitate, până la urmă, de a obține ceva, de a ține pe cineva lângă tine, de a folosi de copil. Că, până la urmă, despre asta este vorba. Da, ca o monedă de schimb. De ce am spus mentalitate? Pentru că și acea tânără, acea viitoare femeie și viitoare mamă, a perceput sau a vrut să fugă de acasă. Într-un mod elegant, să scape, nu știu, din sărăcie, dintr-un abuz fizic sau emoțional în care trăia în familie, mai prea mulți frați, sărăcie, orice. Și a considerat că este modalitatea prin care poate să plece din acea zonă, că un copil o poate salva de acolo. Deci, pe de altă parte, consideră și pune, înainte de a se naște, pune o foarte mare povară pe viitorul copil, considerând că este biletul ei, dacă vrei, de supraviețuire, de existență la un alt nivel a vieții în această viață. Ceea ce în subconștientul copilului va crea o foarte mare presiune, fără măcar să știe de ce. Și asta se va manifesta în modul în care el se comportă față de părinți, se va considera permanent responsabil să o protejeze pe mama, de tot ce îi se întâmplă mamei, că e posibil relația respectivă să nu țină mult sau nici măcar să nu ajungă să devină un cuplu. Și atunci, mai ales dacă este și băiețel, acel copil va ajunge să considere că el o protejează pe mama, își ia locul de tătic în loc de ceea ce este el copil și mai târziu, și asta am și cazuri pe care le cunosc cu care am lucrat, mai târziu aceeași atitudine o va avea în viitoarea lui relație de căsnicie sau de cuplu în care își va trata soția ca pe copil și au fost dese exprimările în care spune că eu am doi copii, dar de fapt are un singur copil și pe soție. Deci el consideră doi copii. Iarăși relația nu este cea naturală, dar pleacă de la cea de sexualitate. Asta este o variantă. Dar să nu uităm, Iulanda, că mai există și varianta în care în relația lui viitoare, în viitoarea lui familie, din păcate, lucrurile nu se încheagă ca într-un cuplu, mama rămânând în continuare un pion extrem de important,
spre care va merge mult mai multă atenție decât în mod obișnuit într-o familie clasică, obișnuită, așa cum regăsim în marea majoritate a cazurilor, și atunci generează o frustrare viitoarei soții. Sunt și astfel de situații în care mamele sau băiatul nu se rupe din legătura aia extrem de apropiată cu mama. Da, pentru că el se simte dator să protejeze pe mama. În primul rând. El vrea să o protejeze pe mama, fără să realizeze că de fapt nu este rolul lui să protejeze mama. Există sistemul fiecare, îl avem, sistemul energetic familial. Asta înseamnă eu, părinții, tatăl în dreapta, mama în stânga, în spatele tatălui meu sunt părinții lui, mama și tatălui, în spatele mamei mele, mama și tatăl. Arborele genealogic, și tot așa. Da. Dar în fața am copii. Și întotdeauna copiii chiar trebuie să rămână în față. Părinții rămân în spate, dar în față sunt și copiii pe care i-am avortat. Sau sunt copiii care au trăit, nu știu, 2 zile după naștere. Toți au loc acolo. Și în momentul în care eu, în calitate de copil, în loc să mă poziționez, aici este copilul, eu, Iolanda, aici este tata, aici este mama. Și rolul lor este, au fost instrumente biologice, chiar dacă sună dur, dar știm că suntem de fapt de esență divină și doar asta ne ține în viață, esența divină din noi. Eu sunt aici, părinții mei în spate. În momentul în care eu, dacă aș fi fost băiat, încercam să iau locul tatălui și să mă poziționez pe aceeași parte cu tatăl. Și mental mă gândesc, cu mama, pardon, și mental mă gândesc, eu sunt copilul, e clar că sunt mai mic. Mama are, nu știu, 30 de ani când m-a născut. Deci dacă eu am 14 ani, are 44. Cum pot fizic, energetic, cum aș putea eu susține și în plan fizic și emoțional o asemenea relație? N-am cum. E nevoie ea să rămână așa, mama aici, tatăl aici, copilul în față. Și cei doi care părinți, la rândul lui formează ca rândul o balanță, lui, când are un copil, da, dreapta, stânga pentru copilașul pentru lui. Și tot mai asta departe. Vreau să zic. Deci e un ciclu care ar trebui să se repete firesc. Nu, dar așa se și repetă. Biologic se repetă. Emoțional noi nu-i permitem. Emoțional rămâne unul puțin în urmă. Un pic în urmă. Asta nu se înțelege că, Doamne ferește, nu trebuie să avem grijă de părinți. E cu totul și cu totul altceva. Doar că e altă treabă. Se face o confuzie. Se face o confuzie. În mod general, se consideră a avea grijă de părinți este a supra-aglomera, a implica. Nu, el are destinul, pentru că în momentul în care eu, în calitate de copil, consider că fără mine mama nu se descurcă, fără mine tatăl nu se descurcă, emoțional vorbind, fizic poate să nu se descurce. Deci fizic poate. E la pat, e bolnav, îi asigur cele necesare, că nu mai este el disponibil pentru așa ceva. Dar emoțional nu. Dar de cele mai multe ori, în 99,9% dintre cazuri, și în special la noi românii, copilul se consideră dator, dar nu este vorba de acea datorie care, și nici măcar n-ar trebui să fie datorie, ar trebui să fie doar recunoștință. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat viață, viața a venit la mine prin tine, îți mulțumesc pentru asta, te susțin, dar asta nu înseamnă că eu trăiesc viața ta în locul vieții mele. Deci pentru că atunci când stau prea da. Mult către mama sau către tata, eu nu mai am disponibilitatea pentru propriul meu destin. De aceea e mamă, tată, copilul aici, fiecare cu destinul lui. Pentru că și mama mea, dacă este aici, părinții ei din spate au lăsat-o ea să meargă pe drumul ei și mergând acolo s-a unit cu cel din dreapta care a fost partener și am apărut eu. Dar dacă eu tot mă întorc și dau emoțional mamei, eu nu mai am putere să merg pe calea mea, deci eu nu mai îmi urmez destinul meu. Sau nu așa cum ar trebui. Să ne întoarcem la această temă pe care ai propus-o în cursurile tale. Prima temă pe care am făcut-o în cadrul cursului a fost să vorbesc cu oamenilor despre cele 4 tipuri de atașament de la care pleacă ulterior relația sexuală. Pentru că, prin definiție, chiar înainte de a ne naște, noi suntem dependenți de un atașament. Deși este puțin incorrect spus dependență de atașament. Suntem atașați. Cel mai
cel mai bun, cea mai bună formă, cel mai bun tip de atașament pentru a fi ulterior un adult echilibrat pentru o relație echilibrată, deci o relație de cuplu echilibrată care implică inclusiv relația sexuală, este tipul de atașament sigur. Deci așa se și numește. Psihologia modernă așa îl numește. Atașament sigur. Adică? Adică să-l definim, sigur, ca da, să știm să facem sigur este diferența. Cel sigur este cel în care copilul nu este considerat nici un ou pe care să-l țină în sticlă și mama este supraprotectoare sau tatăl este supraprotector, pentru că atunci îl sufoc, e energetic, emoțional, îl sufoc și acel copil nu poate să respire singur, nu poate să-și cunoască propriile experiențe de la dezvolta, da. Micuțele lui gesturi încă de mic. Și sunt foarte multe mame, mai ales în ultima perioadă, cu această formă de atașament. Deci, sigur este cel care îi permite, da, îi dă la nivelul lui, îi dă și atenție, îi spune că este bine ce a făcut, îi spune și că a greșit când a făcut, fără să-i spună ești vinovat. Doar ai greșit cum ai făcut aici. Îl crește, să spunem, puțin echilibrat. Înțelege că în viață pot fi și lucruri care te dor. Dacă tu dai cu capul de perete că ții neapărat să te duci acolo, apoi să știi că poți să te lovești. Și dacă lași te încăpățești, da? Și îl lași să dea, îl lași să înțeleagă. Dea. Exact. Corect. Nu te duci repede, eventual muți peretele cu totul ca să nu se ducă copilul acolo. Că da, nu este exagerată. Metaforii vorbind, da. Își drăelește genunchii, dar știe că dacă a căzut, poate să se ridice. Tu ești în spatele lui. Eu am o prietenă pe care o admir fantastic de mult. Este mamă de doi copii, are 34 de ani. Amândoi băieți. Dar are atâta putere și prezență de spirit în care și pentru cel mare care are 9 ani și pentru cel care are 2 ani și 8 luni, și a căzut, și s-a lovit, și a plâns, fie că era mai mic, fie că este acum mai mare. Este în spatele lui, a fost de fiecare dată și a întrebat, ești bine? Și atât. Ești bine? Copilul clar simte, deci asta este ce am spus, că părintele stă doar în spatele tău. Nu te trage imediat, pentru că atunci și în subconștient el va spune, de câte ori am o problemă, mă ajută mama sau mă ajută tata. Pupă mama să treacă, da? Nu, cum se spune la noi la român. Bun. Asta este forma sigură, ca să-l ajuți pe el. Adică programul ideal, să spunem așa, da? Da. Sau ceea ce ar fi de dorit să se întâmple, astfel încât parcursul lui în viață să-l facă și responsabil și conștient de pericole, de tot ceea ce înseamnă de fapt și de drept exact lumea. Și să știe când iau o decizie, exact, să știe ce reprezintă. Eu sunt convinsă că orice mamă spune și invariabil așa și crede că tot ce face este cel mai bine pentru copilul ei. Dar când face exact acele gesturi despre care ți-am spus, nu face ce este mai bine pentru copilul ei, face ce este mai bine pentru ea a se simți aliniștită, dar nu îl pregătește de viață pe copil. Corect. Fie fată, fie băiat. Deci ăsta este cel mai... Asta e, să zicem, modelul ideal, da, în care de îi permiți și fata. Pentru că ce face acest model? E o formă, deci măcar nu este un model, este o formă de atașament, că atât timp cât există, nu este doar un model, este o manifestare. Permite ca vârsta biologică să fie egală cu maturitatea emoțională a acelui om. Deci dacă poți să întâlnești bărbat de 40 de ani, intelectual deosebit de bine pus la punct, fizic sănătos, dar emoțional este la vârsta de 16-20 de ani. Ce-a împiedicat dezvoltarea lui emoțională sau, dacă vrei, rămânerea lui în urmă? Tocmai un tip de atașament pe care l-a, da, dezvoltat încă de la primii ani? Este acel tip de atașament pe care foarte des îl dezvoltă copiii, cel de loialitate. Când se duc către persoanele din viața lor, când sunt mici, persoanele din viața lor care le acordă cea mai multă atenție și în special la noi se întâmplă pentru din partea bunicilor. Bunicii fac gesturi și lucruri pe care nu le-au făcut cu proprii copii, le fac cu nepoții. Și copilul
dezvolt acel atașament de loialitate pentru că seamănă cu el, se joacă cu el, face lucruri la fel cu el. Okay. Dar el este bunic. Da. Când crește, el ajunge să caute în viață acest tip de atașament în care el s-a simțit bine, s-a simțit în siguranță. Și îl va căuta în acele, cum se numesc, că se spune în ziua de astăzi, anturaje. În acele anturaje care îi acordă lui atenție, dar care nu întotdeauna sunt și cele mai bune. Dar faptul că i-a acordat atenție, că l-au făcut să fie văzut, i-au permis să fie văzut, asta pentru că în familie părinții nu l-au văzut. Deci n-au avut modelul, n-a primit modelul de la părinți, n-a fost auzit, n-a fost văzut. Sunt multe cazuri de adolescenți sau chiar tineri de 21 de ani care au ajuns să spună, după ce au trecut și prin droguri, după ce au avut multe și probleme cu legea, să spună pentru că pe mine nu m-a văzut nimeni când eram mic. Eu nu existam. E cumplit pentru un suflet să spună că a ajuns la 21 de ani, că pe el nu l-a văzut nimeni. Deși era acolo în casă cu părinții. Sau acum la 21 de ani, i-au pus guvernantă pe o bonă, îi dădeau bani și cu asta s-a terminat. Și a vrut să fie văzut. Este clar că pentru el, el nu va putea iniția și nu va putea dezvolta o relație de cuplu, o relație sexuală echilibrată cu cel de acolo, pentru că este atât de imatur încât totul o va face cu hopuri. El nu va putea sau ea nu va putea să-și respecte partenerul pentru că nu știe cum să o facă, n-a văzut în familie, n-a recunoscut respectul din cadrul familiei, n-a văzut gesturile de tandrețe din partea familiei, au fost numai lucruri calculate, elaborate, programate. Fac o paranteză. Câte femei n-ai auzit în ziua de astăzi care spun că, pentru că nu pot să rămână însărcinate, fac sex, deci nici măcar nu mai spun că fac dragoste, fac sex cu partenerul sau cu soțul după ceas. Sau energia sexuală sau într-o anumită perioadă fertilă. Sau o anumită perioadă ceea fertilă. Ceea ce înseamnă la fel, planificare, calcul, da, și așa mai departe. Dar energia sexuală este o energie. Energia iubirii de la nivelul inimii este o energie. Energia psihică este o energie. Ea curge. Tu nu poți să o condiționezi și nu poți să o pui. Ba, poți, Iolanda. Uite, tocmai pentru că ai spus că există, asta înseamnă că există și această condiționare. Că e nefirească, e cu totul și cu totul altceva. Că ea ar trebui să se întâmple altcumva, da? Nu știu, mie mi se pare că atunci când faci calcul nu energia prea este energie, nu pe ea nu poți prinde pe acolo, nu? Nu poți să o pui nicăieri, pe energie nu o poți pune, materializarea ei poți, materializarea energiei exprimare poți să-i o dai o formă, dar energia în sine n-ai cum, ea curge oricum. Păi unde curge în acest caz? Unde curge? Curge în acele, și am mai discutat altă dată, despre afecțiunile de la nivelul aparatului genital la femei. Da? Deci ea curge, ea trebuie să curgă. În plan fizic, acel trebuie să condiționare. Se duce undeva, da, e unde normal, nu face... Pentru că unde... n-are cum. Se duce unde găsește loc. Ok. Și atunci se formează. Și vorbim atunci de impotență la bărbați la 37 de ani, vorbim de infertilitate masculină la 32 de ani, vorbim de ejaculare precoce inclusiv la 40 de ani. Biologic vorbind, este într-o etapă firească de dezvoltare la 13-14 ani. Dar nu la 40. Dar la 40, nu. De ce? Exact de acest lucru. Ce se întâmplă dacă această energie sexuală se manifestă în viața mea în acest fel? Simplu. Am 40 de ani și știu că sunt în această vulnerabilitate. Voi căuta parteneră care să fie mult sub nivelul meu, sub orice formă, sau să o plătesc, așa încât să nu poată mie să-mi reproșeze, iar eu să nu ajung să mă disprețuiesc mai mult decât o fac în mod obișnuit. Pentru este că o sunt consecință. Exact. E o consecință. Exact. De la acel, exact. Pentru că am intrat deja pe această linie a cursului și am văzut ce înseamnă când lucrurile nu se așează pe modelul, rămân în continuare să spun model, chiar dacă tu spui este forma, nu știu, ideală, eu spun model atât timp când există și
să spunem, forme greșite. Și vorbeam de atașamentul față de mamă, o mamă care, mă rog, a decis doar ea să aducă pe lumea acel copil și probabil mai sunt alte modele. Pornind de la ceea ce am spus, că este ideal ca acel copil să învețe, dând cu capul lezit, să locuiască data viitoare, un singur exemplu, ăsta ar părea să fie cazul ideal. Și atunci dezvoltarea lui, aici însă trebuie să ținem seama însă și de 9 luni din pântecul mamei, de relația dintre mamă și soț, da, și tată, chiar și a tatălui, vis-a-vis de prunc. Și eu mă bucur când aud sau întâlnesc bărbați care discută încă din pântecele mamei cu fiul sau fiica lui, pentru că este bine să evoluăm, să citim, să vedem cum stau lucrurile. Asta să spunem că este cazul ideal, da? Când există sentiment în familie, când nu alte rațiuni au stat la baza unui cuplu, că nu definim acum căsătoria sau, da, doi parteneri care au decis să aibă un copil. Am spus că am început cursul cu tipurile de atașament, dar în aceeași întâlnire le-am vorbit oamenilor și cel mai des în cazul femeilor se întâmplă, femei care nu pot să inițieze într-o relație de cuplu chiar stabilă, chiar să spunem și legalizată, pentru că asta le face pe ele să fie mai sigure în fața societății. E vorba de imagine. Și dacă sunt într-o relație stabilă, cu atât mai mult dacă este și legalizată, ele se simt confortabil. Nici măcar în aceste condiții, și le-am întrebat pe doamnele care erau prezente la curs, că toate sunt persoane peste 18 ani, unele căsătorite, altele nu, altele și cu 30 de ani de căsnicie în spate. Am întrebat, gândiți-vă doar de câte ori în calitate de soție, deci nu spun înainte, strict de când sunteți căsătorite sau de când sunteți în această relație, de câte ori ați avut voi curajul să inițiați o relație intimă? De câte ori ați cerut voi partenerului că ați vrea să faceți dragoste atunci? Și nu pentru că este duminică, nu pentru că este aniversarea căsătoriei, nu pentru că ați, nu știu, ce eveniment sărbătoriți, fără niciun motiv anume. Da? Nu știu, într-o zi de joi, ca și râs cineva, interesant, că exact era curs, da. Cursul era pe ziua de joi și chiar am spus joi. De câte ori ați inițiat, nu știu, ideea de ați inițiat o relație intimă într-o zi de joi, fără niciun motiv, fără niciun calcul. Când ai putut să deschizi? Ai avut această capacitate? Și răspunsul? Niciuna. Asta înseamnă că ce? Dar... așteptările sunt în continuare. Nu e vorba de așteptări. Lăsăm așteptările, păi că tot ce vorbim de așteptări este e vorba de mental. Tot ce predau eu nu se adresează mentalului. Nu. Eu vreau să înțeleg aceste relații cu persoanele pe care le ai la curs. Asta înseamnă că ești tributar unui trecut, adică exact despre toți ce suntem, vrem. Exact, toți suntem. De asta pe am și spus că suntem în spate. Pe când femeia aștepta să vină soțul. Dom'le, suntem în totuși. Nu la asta mă refer. Exact, nu asta am vrut să spun. Nu acest tip de așteptări. Este de cele mai multe ori și pentru a nu se mai învinovăți, pentru că iarăși e vorba de ceea ce simți. Poate fi credința. Deci credința. E rușinos. Cum să-i spui tu bărbatului că vrei să te culci cu el? Rușinos spune cine? Întreb eu Iolanda. Din partea cui? Dacă noi suntem, mai suntem și căsătoriți, dacă mai este și legalizată prin cununia religioasă și se spune că este în fața lui Dumnezeu și din doi am devenit unul, în fața cui mai este rușine? Iertat în fie întrebarea cei care vor uitați la emisiune, dar așa gândesc. În schimb, cele mai multe femei nu au curajul nici după 30 de ani de căsnicie la propriu să stea dezbrăcate în fața soțului, să nu se simte jenate că umblă prin casă, a ieșit din baie, a avut prosopul, s-a dus după lenjeria intimă. Le este rușine. Iarăși, este un sentiment, repet, nu este de așteptare, nu este vorba de ceva mental, este de ceea ce simt ele, este rușine. Le este rușine de corp. Da, o pudoare. Bun. Poate fi. Dar, zic, de, în spate, poate fi de la bunica și mai ales cele care sunt de vârsta mea sau chiar un pic mai mari decât mine. Bunicile noastre poate au prins cu adevărat
eră istorică. A fost războiul, a fost secetă, a fost retragere. Au fost calamități, au fost suferințe. La acel moment, în acea perioadă, a face dragoste cu bărbatul, puțin probabil să se fie gândit. Știa că are o datorie față de bărbat, că implică și acest lucru. De multe ori, da, nu-și doreau asta. Multe bunici de ale noastre spuneau, mai că dacă era după mine, nu m-aș fi culcat cu el toată viața, dar n-aveam încotro. Asta psihic ce înseamnă? Este un abuz. Și percepția sufletului este de abuz sexual. Pentru că a fost o relație intimă, în termenii actuali și științifici sau cum vrei legal, ar spune că este neconsimțită. A făcut-o că trebuia așa să... Tu spui că încă acum, în 2022, se vine cu un astfel de bagaj într-o formă sau alta, poate ușor diluat? Nu, nu se vine în 2022 cu cea de la bunicii noștri. Poate să vină în 2022. Bun, cu de asemenea la mama, tip dar l-am mai luat așa. Vineri cu acest bagaj emoțional de la 6-7 generații în urmă. Dacă stră bunica mea la acel moment, eventual, nu știu, a fost, da, și violată, pentru că a fost vândută la cărți, acum că se purta la un anumit moment și a fost violată, deci cum se spune, fecioria i-a fost cumpărată, pentru ea a fost viol. Acea amprentă energetică la nivel subconștient a transmis-o mai departe și o poate transmite până la 7 generație, când cineva din neam alege în această viață să vindece acea rană emoțională cu care acel suflet a plecat. De asta înseamnă să fii deschis și să-ți cauți propriile răspunsuri la anumite lucruri. Nu este nevoie să faci nimic. Lucrurile se întâmplă. Că le căutăm noi, sau asta poate ar fi bine să știe cât mai mulți oameni, mulți oameni. Pe cum noi știi nu trebuie dacă să facem nimic, noi doar vedem. Da, ok. Deci vezi ceva, că bun, e neregulă că vedem, cu tine. Exact. Dar primul pas, sau poate cel mai important, este să nu mă consider vinovată pe mine. Deci să scăpăm de acest sentiment de vinovăție, să acceptăm că poate fi și ceva pe care eu nu-l cunosc. Deci de la asta să pornesc. Vorbind eu acum despre aceste lucruri, nu este nevoie să mă creadă nimeni, dar există atâta literatură în ziua de astăzi de medici extrem de bine cotați la nivel internațional și atâtea studii s-au făcut în ultimii ani în universitățile mari, în special Anglia a făcut fantastic de multe pe această zonă, încât ceea ce spun eu nu fac decât că le-am trecut prin filtrul personal, că le-am verificat sau am lucrat pe mine și până să vină în emisiunea ta, eu am lucrat pe un aspect al meu, o durere de la un picior, iar eu știu foarte limpede că atunci când mă doare ceva în spate este fie o emoție, fie este un gând greșit. Și atunci eu, Iolanda, mă concentrez pe acea zonă și acolo lucrez. Punct. Tu ești la un deci anumit nu există nivel de o anumită zonă. Acum eu vorbeam despre toți cei care ne urmăresc. Cum își dau seama, să zicem, sau cum ar trebui să facă, astfel încât să realizeze... N-ar trebui nimic să facă. Păi, în primul rând, n-ar trebui să greșit. Facă nimic. Iarăși, suntem învățați de 50, de 100 de ani, trebuie să fac aia pentru a obține aia. Ce te deranjează? Termenul trebuie sau cum? Da. Poate nu mai mi-ai exprimat cum trebuie. Când omul aude că trebuie să fac asta, deja este o altă presiune. Nu-i spunem trebuie. Cum observi accept. Tu X? Da? Accept că se întâmplă. Cum? Ai să vezi că se modifică percepția în acel moment. Nu. Atât. Asta faci, accepti. Deci tu vezi nu, că e un tipar în viața de toate, ta. Trebuie să te observi pe tine, asta încercam să spun. Păi observi că este un tipar în viața ta. Asta zic, observare. Întâi te vezi și bine, asta înseamnă nu doar că te vezi, da? Te analizezi și realizezi dacă... Am zis că vorbim pentru oameni care n-au niciun fel de cunoaștere, niciun fel exact. De pregătire. Asta înseamnă că acel om nu știe că ar putea să se observe.
Dar el poate să observe ce se întâmplă în viața lui. Deci nu se observă pe sine, nu se caută pe sine, nu caută okay. răspunsuri în interiorul lui. Da. El doar observă. Ce... Nu Bun. Suport să, nu știu, iar a venit băut, nu vreau să mă culc cu el. Ce facem Bun. În cazul ăsta? Ce înseamnă? Atât, primul lucru și singurul și este esențial. Acceptă că se întâmplă acest lucru. Deci acceptă. Nu înseamnă că este de acord cu el. Bun. E nevoie să înțeleagă. Este o astfel de situație între voi. Bun. Pasul accept. Următor. Deci, îl accept. Accept că este situația. Da. Al doilea pas nu mă vizează pe mine. Deci să nu se mai considere, repet, vinovată, să nu mai caute... să-i spună, da, e un bețiv, se trage din tațul, lasă că și el a făcut, lasă că și okay. intră. Pe judecată, pe, deci judecată pentru el, vinovăție pentru ea. Ceea ce deja este deja un dezastru și nu o să găsească soluția. Bun. Accepta orice asta. Tensiune de acest gen și orice tip de tensiune se detensionează prin acceptarea situației, dar este cel mai greu de făcut pentru că este necesar să accepți că ceea ce ți se întâmplă are un rost. Că el se comportă așa pentru că are totuși un sens pentru tine. Că ceva din tine a atras acea zonă, dar nu pentru că tu o meriți și este ca o pedeapsă, ci ca și că tu să te vindeci, să, te schimbi sau să vindeci, vindeci ceva în tine. E, și intrăm deja pe... Exact, chestiuni dar atunci, care nu se pentru cei care, care nu sunt știu exact. Tot acolo ajungem exact. La o analiză cu noi. Da? Ca așa cineva ar putea să spune. Păi și ce să fac dacă e bețiv? Doar nu o să merg mai departe de dragul relației, hai să. Bun. Nu mergem în profunzime. Nu o să mergi mai departe. Okay. Nu o să mergi mai departe de relație. Dar dacă tu ești din acea relație pentru că l-ai judecat și n-ai înțeles să accepti, deci până la momentul, decizia este, divorțezi de cineva care este alcoolic sau cum vrei. Nu mai intrăm în detaliu că alcoolismul ascunde în spate o foarte mare căutare de sine, un gol al tatălui, deci nimeni nu se apucă de băut degeaba. Nimeni. Da, da. O soție trecută printr-o astfel de situație ar putea să spună, da, ce se e vinovată și corect. Ce păi nu trebuie este vinovată. Să-l vindec eu dacă nu el nu face nu. Nimic? Nu. Combate-mă dar tu. Așa cum așa. Ai spus tu, ar putea să se întrebe de ce am intrat eu în relația asta? Ce m-a făcut să mă căsătoresc cu el? Eu asta adresez prima întrebare femeilor care vin și îmi spun că le-a înșelat soțul, că s-a întâmplat asta, că s-a întâmplat cealaltă. Bun. Ce motiv ai avut când te-ai căsătorit cu el? Sincer, nu e nevoie să-mi spui în cuvinte mie. Doar aduți în momentul prezent acea trăire, acel gând, fii sinceră cu tine. Asta te vindecă, sinceritatea față de tine. Păi, cred să că cele mai multe sincer, spun că l-am iubit și n-am știut că. E un răspuns, Iolanda. Este un răspuns. Și o întreb... Ce înseamnă, ce a însemnat pentru tine cea de acum 15 ani sau de acum 25 de ani că l-ai iubit? Ei, și ai să fii foarte surprinsă. Și ai să vezi că de fapt s-a gândit, păi era modalitatea, terminam facultatea și toate colegele se căsătoreau, mă gândeam că au repartiție unde mă duc. Ei, stai că deja încep să intri pe alt făgaș și să vezi că n-a fost vorba de iubire. Ceea ce ai crezut că este iubire a fost doar euforia vârstei și acea legătură de atașament dată de relația fizică, dar când ești sincer cu tine, vezi că de fapt nu a fost din iubire sau a vrut să plece că s-a săturat de tocarea mamei, ei, da? Păi și atunci poți să spui că cel din fața ta reprezintă curățenia ta interioară, liniștea ta interioară, nu. El reprezintă, el simte că tu de fapt în profunzime nu-l iubești. Se simt astea, Cati, și oamenii transmis și în special cei care locuiesc împreună simt de la unul la celălalt și fără să vorbească, iar după ani de zile cu atât mai mult. Deci ăla se manifestă pentru că le are pe ale lui. Cu problemele lui din partea tatălui, cu divorțul mamei, cu, nu știu, o mamă tip general, orice, orice. Și da, a ajuns pentru că ea a ales un asemenea soț, dar iarăși, și revenim la subiectul nostru. A ales nu cu ales, inima, să spui exact, tu. A ales pentru că n-a știut în interior, a ales după acele programe din subconștientul ei, a ales după acele credințe din subconștientul ei și fac o paranteză. Știi care a fost prima
în primele 10 minute de la prima întâlnire a cursului, am rugat pe cei prezenți, îi anunțasem să-și iau ceva de scris și un caiet, și am rugat așa: vă rog frumos, scrieți-vă trei credințe, le-am spus ce reprezintă credințele, scrieți trei credințe despre femei. Pe urmă, trei credințe despre bărbați. Nu știu, femeia trebuie să fie gospodină, trebuie să fie supusă, ce vreți voi, dar nu știu. Trei despre bărbați. Pe urmă, trei credințe despre trebuie să. Trebuie să am succes, trebuie să am bani, trebuie să fac lucrurile, nu știu, trebuie. Le-ați scris? Bun, perfect. Răspundeți la următoarea întrebare. Când ați auzit prima dată despre ele? Când ați auzit? Și fiecare și-a amintit, nu știu, când a fost la grădință, când era adolescent, când. Sau, și a doua întrebare, de la cine ați auzit? Și fiecare și-a amintit, am auzit-o pe bunica, am auzit pe vecina, am auzit. Bun, din cele 9 credințe, care sunt opiniile voastre personale? Din cele 9? Cei mai mulți au zis niciuna, deci niciuna nu reprezenta experiența lui de viață. Toate erau preluate, deci toate erau credințe. O persoană a zis că 2 sunt ale ei și alta cred că una. Asta a fost tot. Și apoi le-am spus 3 credințe despre sexualitate. A zis că îi bat. Ei au spus că îi bat dacă le dau. Da, 3 credințe despre sexualitate. Și ca o concluzie, la credințe despre femei, bărbați, mai greu a spus, la cele de trebuie să, cineva mi-a zis că am scris 17 și dacă mă mai lăsai, mai aveam de scris. Ca să vezi cât de condiționați suntem. Toate astea ne duc să luăm decizii în acord cu ceea ce este în interior și nu cu ceea ce vrem noi cu adevărat. Și cu ceea ce simțim. Exact. Și ca să nu ne depărtăm, să concluzionăm, pentru că mai sunt doar 3 minute legate de tema acestui curs și tema acestei emisiuni, sexualitatea cum influențează deciziile în viață. Ne-am dus așa cu credința despre viață, de familie, despre poate nu foarte punctat, dar n-aș vrea să încheiem emisiunea fără să vorbim strict măcar acum pe această legătură sexualitate, decizii în viață. Și pornesc de la un exemplu, pentru că tot vorbeam ceva mai din vreme de depinde cum erai sau de ce ai simțit de fapt atunci când te-ai căsătorit și constați în timp, cum spun unii, reflexia soțului, da? Era de fapt ceea ce adusese tu ca și bagaj. În momentul în care, hai să nu folosesc termenul, că poate supără pe unii căsătorie. Vorbim de un cuplu. În momentul în care decid să rămână împreună. Cred că de foarte multe ori e o confuzie acolo. Nu știu cât e iubire și cât e de restul. Mult calm. Da? Poate însă să existe și acea componentă strictă de atracție sexuală. Și acest lucru îl întâlnim destul de des. Și cred că e o confuzie care se face tot destul de des și se ajunge la căsătorii care eșuează. Acum. Pentru că și acolo sunt cazurile de acea sexualitate inhibată, forțată a mamei, a tatălui, pentru că sunt și bărbați extrem de inhibați. Și nu se manifestă cu o anumită lejeritate. Din acest motiv și atunci, alegi să stai cu cineva. Exact. Chiar dacă, spre exemplu, este foarte bine când ajung în pat. Restul nu prea merge, da? Din acest motiv se ajunge? Nu vorbim de latura aia, el 80 de ani, ea 25, ce iubire mare și se și înțeleg în pat. Ferească Dumnezeu, da? Deci nu vorbim de da, sunt excepții. Sunt... Dar vorbim de zona asta unde există confuzia între iubire și doar atracție, flacăra aia de moment, dar care în subsidiar are mai mult o latură. Componenta de fapt sexuală este cea, atracția sexuală e cea mai importantă. Da, și după aia se termină povestea. Adică destul de...
Mai este încă ceva, o sexualitate exacerbată, am zice noi, deși nu putem pune o limită, nu știm care este normalul și care este exacerbat. Iarăși, într-un cuplu este posibil ce vor amândoi. Limitările sunt date de ei, da. Nu sunt ale noastre. O sexualitate exacerbată ascunde de cele mai multe ori în spate o creativitate inhibată. Nu știe ce poate să facă. Pentru că lumea nu știe că, într-adevăr, energia sexuală este responsabilă de creativitatea noastră. Pentru planul fizic, ea este, dacă vrei, motorul. Asta este culmea. De ce? Pentru că energia sexuală, am mai spus o altă dată, ca forță energetică este identică ca intensitate cu energia spirituală. Și când am făcut reprezentarea corpului uman cu cele 7 chakre, energia din chakra 1 se suprapune peste energia din chakra 7, da? Atunci când am pliat corpul la nivelul abdomenului și am vedea că este identică, este energia spirituală, dar energia sexuală este atât de importantă pentru că este motorul din planul fizic. Dar nefolosit, neutilizat corect, da, ca orice mașină, dacă avem o mașină prea puternică și nu știm să o conducem, ea ne va conduce pe noi. Asta se întâmplă cu energia sexuală atunci când nu știi ce reprezintă ea. Altfel o putem face să devină forța noastră creatoare și să ne gândim la mari nume din omenire despre care s-a spus că și-au folosit energia sexuală extrem de cu mare larghețe în viața de zi cu zi, dar care au fost niște compozitori, oameni de artă a căror creație a depășit 400-500-600 de ani. Asta înseamnă că și această energie contează dacă ți-o exprimi, ți-o consumi, de fapt, cu partenerul sau nu contează unde și cu cine. Cum este după tine ideal? Nu există ideal pentru o energie. Dacă noi ca oameni nu putem folosi idealul pentru o energie. Nu la energie m-am referit, ci la modul în care ea poate fi consumată. Ce înseamnă să o consumi alături sau cu un partener ții foarte tare, în care există și componenta aceea de suflet, de inimă, de trăit frumos împreună, cu tot ceea ce aduce ea. Cum folosești energia? Întreb atât. Mai sunt două forme de energie pe care le-am amintit și o să închem atunci cu ele am început. Energia minții și energia inimii. Cum poți să folosești energia inimii, adică iubirea? Cum o direcționezi tu? Unde o direcționezi? Ce faci tu cu ea? Alegi tu, nu? Da. Bun. Deci, exact în aceeași manieră, alegi ce faci cu energia sexuală. Știind că și energia mentală, psihică, ca și cea emoțională de la nivelul inimii, ca și cea sexuală, în funcție de cum le direcționezi, acolo se vor duce. Dar alegi ce ai de făcut. Întrebarea este, știi ce alegi? Asta era, de fapt. Pentru că este vorba de cum alegi. Primul pas, revenim, este să știi că ai posibilitatea unei asemenea alegeri. Este necesar să știi că sunt energii care în ele însăși sunt perfecte așa cum sunt. Noi oamenii avem posibilitatea să le direcționăm. Conducem mașina. Cum conducem? Vedem, ne prindem degetele sau intrăm în stâlp cu ea. Da, am ajuns la finalul emisiunii. Eu cred că ne-ar mai fi trebuit puțin timp, dar ne mai putem întâlni. Cred că în mare parte am dezbătut ce înseamnă această sexualitate, cum ne influențează. Erau și alte aspecte. Important este ca cei care, scuzați-mă, care urmăresc să caute răspunsuri. După mine, nu este necesar într-o emisiune să-ți vină toate răspunsurile. Să ți se dea niște răspunsuri în așa fel unde să știi să cauți. După care să pornești și să cauți. Ce te interesează cu adevărat pe tine? Că poate ce interesează pe o parte dintre telespectatori interesează pe alții. Dar fiecare să-și caute ceea ce îi se potrivește și vrea. Ok, mulțumesc, Iolanda, pentru faptul că ai fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți cu Ploiești TV. Zi bună, la revedere!